După tradiționala procesiune Calea Sfinților, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a întâmpinat la altarul de vară al Catedralei Patriarhale delegația din Grecia, condusă de înalt preasfințitul Părinte Pantelimon, mitropolit de Veria, Nausta și Campania. În cuvântul de binecuvântare adresat pelerinilor, Preafericirea sa a afirmat că Sfinții lui Dumnezeu ne cheamă la o împreună lucrare cu Harul lui Dumnezeu ca să dobândim sfințirea vieții noastre și asemănarea cu Dumnezeu cel Sfânt și Milostiv. După întâmpinarea delegației din Grecia și săvârșirea slujbei polihroniului la altarul de vară, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat pelerinilor un cuvânt de binecuvântare intitulat Maica Domnului, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, sunt făclii nestinse spre luminarea vieții credincioșilor. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, al cărui hram îl prăznuim zilele acestea, dar și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, ale cărui moaște au fost aduse spre închinare și binecuvântare din Metropolia de Veria, Nausa și Campania, împreună cu icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Panagia Sumela, din apropierea orașului Veria, ne unesc într-o comuniune tot mai profundă, tineri și vârstnici, copii și bunici, spre a ne îndrepta cu toții către Împărăția lui Dumnezeu. Drept măritori creștini, majoritatea agiografilor care au scris viața Sfântului Mare Mucenic Dimitrie amintesc că el a fost fiul conducătorului cetății Tesalonic, botezat în taină sau nascuns de părinții săi de teama cruntelor prigoane împotriva creștinilor. Astfel putem citi în sinaxarul zilei de 26 octombrie și în proloage că Sfântul Dimitrie a învățat de la părinții săi în cămara ce ascunsă a palatului lor toate tainele Sfintei Credințe, sporindu-și cunoștința despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum și milostenia față de săraci. Astfel, cu harul lui Dumnezeu, s-a arătat a fi om bun și milostiv încă din tinerețea lui. Sfântul Grigorie Palama, înfățișind creșterea duhovnicească a tânărului Dimitrie, scria, cităm, unora dintre sfinți urmându-le pe alții egalându-i, iar altora încă stându-le înainte, pe unii a trecut și nu cu puțin, singur sau cu foarte puțin, desăvârșindu-se întru toate și singur reunind în sine însuși virtuțile tuturor, astfel încât cuvântul, care era de la început cu Dumnezeu, să-l inspire și singur se aducă roadă prin bunele grăiri, spre folosul tuturor și totodată să-i îndrepteze pe toți. În continuare, Preafericirea sa a vorbit și despre icoana Maicii Domnului Panagia Sumela din Grecia și a mulțumit înalt preasfințitului Părinte Pantelimon pentru prietenie. Astăzi, tot prin bunăvoința înalt preasfințitului Părinte Pantelimon, mitropolit de Veria, Nausa și Campania, căruia îi mulțumim pentru prietenie și dărnicie, ne putem închina și icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Panagia Sumela din Grecia. Potrivit tradiției, această icoană a fost pictată de Sfântul Evanghelist și Apostol Luca. Chipul Maicii Domnului din această icoană se apropie cel mai mult de cel real, deoarece este una dintre cele trei icoane pictate de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, la cererea Sfintei Fecioare Maria. În încheiere, Părintele Patriarh s-a adresat pelerinilor, cerând ca Dumnezeu să reverse milostivirea sa față de toți oamenii aflați astăzi în război, în suferință și în necazuri. Iubiți credincioși, toți Sfinții lui Dumnezeu ne cheamă la împreună lucrare cu Harul lui Dumnezeu, prin rugăciune și pocăință, prin smerenie și iubire milostivă, ca să dobândim sfințirea vieții noastre și asemănarea cu Dumnezeu cel Sfânt și Milostiv.
urmarea vieții sfinților ne ajută să căutăm sfințirea și îndumnezeirea omului, așa cum scrie Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către evrei, zicând: căutați pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ne rugăm Maicii Domnului, Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Crotitorul Bucureștilor, Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Sfinților Împărați Constantin și Elena și Sfântul Erar Nectare de la Eghina, să înalțe către Dumnezeu rugăciunile lor pentru sănătatea și ajutorarea pelerinilor care cinstesc pe sfinți cu adâncă evlavie și bucurie sfântă. Totodată ne rugăm ca Dumnezeu să reverse milostivirea sa față de toți oamenii aflați astăzi în război, în suferință sau în necazuri. Înalt preasfințitul părinte Pantelimon i-a mulțumit apoi întâi stătătorului bisericii noastre pentru invitație, apreciind evlavia poporului român față de sfinți. Filesati, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Χριστού Διακονία, ευλογημένε λαέ του Θεού. Fecei tale se vor ruga mai marii poporului. Acest verset profetic, care se referă la cinstita și preasfânta născătoare de Dumnezeu, poate fi rostit și astăzi de către noi, întrucât cinstitul cler și mulțimile credincioșilor care v-ați adunat aici, având în frunte pe întâi stătătorul vostru, pe preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, primiți cu dragoste și evlavie această icoană istorică și făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Sumela, icoana Maicii Domnului numită și a refugiaților din Pont, icoană pe care am adus-o acum, de curând, în procesiune, cu toată cinstirea cuvenită ei. Cunoaștem mulțimea evlaviei și a trăirilor voastre pe care le aveți către Preasfânta Fecioară Maria și către icoana ei, cea plină de har, care, potrivit tradiției, a fost zugrăvită mai întâi de Sfântul Evanghelist Luca, cel ce a fost și doctor. Înalt preasfințitul părinte Pantelimon, mitropolit de Veria, Nausa și Campania, va oficia Sfânta Liturghie la altarul de vară al Catedralei Patriarhale joi, 26 octombrie, la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir.